Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip din seria întreținerii motocicletei de teren. În acest video să discutăm despre un lucru foarte important pentru o motocicletă în patru timpi, cum este în cazul nostru acest KTM 250, și anume schimbul de ulei. Este foarte important, în special la motoarele în patru timpi, la cele în doi timpi, la fel și la acelea, dar mai puțin important, deoarece la doi timpi uleiul ajută doar la transmisie, iar lubrifierea efectivă a motorului se face prin uleiul din amestec. La patru timpi, după cum știți, este baie de ulei și uleiul, cum este el de curat, așa asigură mersul motorului. De asemenea, intervalul de schimb al uleiului ar trebui respectat, deoarece atât la 2 timp cât și la 4 timp veți simți diferența la ambreiaj. Veți simți cum nu-și mai face efectul și nu mai merge cum trebuie. Acum, intervalul de schimb al uleiului este de regulă între 10 și 15 ore. Nu vă recomand să depășiți acest interval, să mergeți mai mult, deoarece uleiul nu o să mai aibă toate capacitățile ca și nou și astfel putând să deteriorați mai multe componente, inclusiv ambreiajul. Ok, pentru a efectua mai ușor schimbul de ulei și pentru a vedea și voi mai bine, o să îndepărtăm scutul. Avem un scut de protecție, toate că avem acces la bușonul de golire, dar o să îl îndepărtăm ca să fie mai ușor și să vedeți și voi mai bine. Avem uleiul pregătit, vom merge pe 10W60. Intră 1,2 litri, filtrul de ulei, să începem treaba. Ok, desfacem scutul. Da. Cu ocazia aceasta mai curățăm puțin. Așa, acum o să discutăm puțin despre o modalitate să nu vă umpleți de ulei. Deci și în cazul în care aveți scut și așa, există un dispozitiv care se înfiletează aici și puteți să-l trageți ușor în afară ca să nu fie nevoie să mai dați scutul jos și să nu umpleți de ulei peste tot. Imediat o să vă arăt despre ce este vorba. Ok, este vorba despre acest dispozitiv. Este o reducție cu un furtun. Aici avem un dop. Așa, ideea este în felul următor. Lăsăm motocicleta pe partea dreaptă. Tot uleiul va ajunge în dreapta, în ambreiaj. Așa, desfacem bușonul, înfiletăm acest dispozitiv. Așa, apoi ridicăm motocicleta la loc și astfel tot uleiul va curge pe acest furtunaș când scoatem dopul, fără ca să facem prea mare mizerie, ceea ce se întâmplă în cazul în care aveți un scut, de exemplu, și trebuie să desfaceți scutul ca să puteți să goliți uleiul. Imediat o să exemplificăm și în cazul în care nu aveți, clasic, decât desfaceți bușonul și dați drumul la ulei. Ok, nu uitați să opriți benzina, deci benzina trebuie dată pe off, altfel veți avea o surpriză să vă curgă benzina. Așa, lăsăm motocicleta într-o parte și aici avem șurubul de golire. Îl desfacem. Ok, desfacem bușonul. Aici avem un 11. Bușonul este magnetic. O să-l și curățăm după ce îl desfacem. Ok, după ce l-am slăbit, scoatem clichetul.
Continuăm cu o cheie fixă. Am folosit clichetul pentru început pentru a putea să slăbim mai bine. Acesta este bușonul, este magnetic, îl punem deoparte. Da. Uitați bine pe el, un pic de pilitură nu este desperiat, dar să nu fie nimic în exces. Ok. Acum înfiletăm dispozitivul. Ok, suficient. Dopul este pus. Acum ridicăm motocicleta. Ok, acum desfacem bușonul de umplere ca să curgă uleiul mai ușor. Așa. Lăsăm ușor jos și mergem pe partea cealaltă ca să dăm drumul la ulei. Ok, acum desfacem dopul ca să înceapă să curgă uleiul. Și uitați, începe să curgă uleiul. În cazul în care aveam scut, nu ne încurca cu absolut nimic, nu făceam mizerie, nu făceam nimic. Acum așteptăm să se scurgă tot uleiul. Apoi mai avem la KTM mai avem un filtru micuț aici. O să vedeți despre ce este vorba. Este un cartuș filtrant. Așa, și filtrul de ulei care este mai sus puțin. Aici sunt două șuruburi. Așteptăm să se scurgă uleiul ca să nu ne curgă și prin altă parte. Ok, acum desfacem și filtrul celălalt. Gata. Ok. Punem jos. Și acum avem aici înăuntru un cartuș. Da. Acesta îl curățăm și îl punem la loc. În cazul în care plasa aceasta este deteriorată, trebuie schimbat. Dar în cazul nostru este ok. Deci decât îl curățăm și îl punem la loc. Ok, pentru a avea acces mai ușor la filtru, o să desfacem și patina. Așa, acum desfacem filtrul principal de ulei. Aveți grijă că este un o-ring aici în spatele capăcelului, să nu-l deteriorați. Așa, scoatem o-ringul ușor. Scoatem filtrul ușor afară. Aici mai avem un pic de ulei. Curățăm bine tot.
Ok, acum cu un spray de discuri de frână curățăm bine. O cârpă curată putem să curățăm și aici înăuntru. Așa, până se evaporă acesta, inspectăm filtrul, deci cartușul, ne uităm atent la el, așa, este în regulă, îl curățăm. Așa, bușonul de la el, acesta are un O-ring, dacă este nevoie îl schimbați. Bușonul de jos de golire, la fel, curățăm. Și luăm tot metalul de pe el. Da, e în regulă. Acum, șaiba de la el, după cum observați, este foarte deformată. Aceasta ar trebui înlocuită. Avem una nouă aici. Da, o înlocuim ca să nu avem surprize să ne piardă ulei. Ok. Desfacem adaptorul pentru golire. Instalăm bușonul. Ok, îl strângem. Acum băgăm filtrul, așa, îl împingem bine în spate, de când intră în locașul lui. El intră ca pe o țeavă, deci trebuie să nimeriți, să se audă un clic când nimeriți. Ok. Ok, a intrat. Acum bușonul, filetăm ușor. Ok, acum îl strângem. Trebuie strâns foarte tare, cam 15 Nm. Așa, acum filtrul de ulei. Filtrul îl puteți pune direct așa sau îl puteți umple ca la mașină. Deci uitați, cel de la K&N vine și cu acest O-ring, îl vom schimba.
Așa, acesta este filtrul nou. O să-l băgăm așa. Așa, aici am curățat înainte. Punem O-ring-ul nou pe capac. Apoi punem capacul la loc, ușor. Punem pe poziție. Intră mai greu datorită O-ring-ului nou. Ok, și acum strângem șuruburile. Așa, am terminat pe partea aceasta, ne mutăm și pe partea cealaltă. Ok, punem o pâlnie, să turnăm mai ușor. Așa, aici trebuie să intre 1,2 litri. Deci punem 1 litru și apoi verificăm să punem 200 din celălalt bidon. Ok, celălalt bidon punem decât 200. Ok, deci a rămas în bidon 800. Și asta înseamnă că am pus unul 200. Acum o să-i punem bușonul. O să o pornim și după ce pornim mai verificăm o dată nivelul pe gemulețul de vizitare care este aici. Da? Deci el trebuie să fie peste partea de jumătate, undeva în partea superioară, dar să nu fie plin. Deci nu puneți nici ulei în exces, nu este ok. Deci punem bușonul, pornim și vedem cum este nivelul apoi. Ok, cam așa se face schimbul de ulei la un KTM 4x250. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Și de asemenea, urmăriți și celelalte clipuri din întreținerea unei motociclete, dacă vreți să aveți motocicleta pusă la punct.